Pentru a se putea deplasa cu o trotinetă electrică, orice persoană trebuie să respecte normele prevăzute de codul rutier, în speță regulamentul de aplicare al Ordonanței de Urgență 195/2002. Aici sunt expuse punctual condițiile în care trebuie să te deplasezi cu trotineta electrică pe drumurile publice. Acolo unde există pistă pentru bicicletă, să fie utilizată acea pistă pentru bicicletă. Conducătorul trotinetei electrice trebuie să aibă vârsta de minim 14 ani împliniți, între 14 și 16 ani să poarte casca de protecție și, bineînțeles, să respecte toate regulile de circulație care reglementează activitatea de deplasare cu trotineta electrică, pentru că, așa cum este ea definită în codul rutier, este un vehicul. Și implicit, fiind un vehicul, trebuie respectate absolut toate regulile de circulație. Acolo unde nu există pistă pentru biciclete, ei trebuie să se deplaseze pe partea carosabilă cât mai aproape de marginea din dreapta, a părții carosabile în direcția de deplasare. Sunt mai multe aspecte de care trebuie să țină cont, reguli, nu aspecte, și atunci este clar că și noi, poliția rutieră, și numai poliția rutieră, și ceilalți colegi ai noștri care desfășoară activități în segmentul stradal, avem în atenție și această categorie de participanți la trafic, care, într-adevăr, în ultima perioadă, să spun așa, a fost în atenția publică. Pentru o informare mai corectă, reprezentanții IPJ Olt vor derula o campanie în unitățile de învățământ chiar de la debutul anului școlar. O să includem și această temă împreună cu serviciul rutier, o să desfășurăm activități preventive în școli, în care o să includem și acest subiect care este la ordinea zilei și, într-adevăr, nerespectarea acestor reguli de circulație poate conduce la producerea unor accidente foarte grave. De aceea, în cadrul școlilor, imediat după începerea anului școlar, vom prezenta copiilor, elevilor și consecințele la care se expun ca urmare a nerespectării acestor reguli, pe lângă cele pecuniare și cele privind sănătatea și integritatea corporală. Potrivit reprezentanților IPJ Olt, un rol determinant în prevenirea unor tragedii îl au chiar părinții. Părinții au un rol determinant în această situație. Adică este clar că nu discutăm despre trotinetele care sunt achiziționate în regim propriu, dar știm că în municipiul reședință de județ avem acele trotinete care pot fi închiriate și, bineînțeles, furnizorul care le-a pus la dispoziție pentru a fi închiriate a specificat clar că ele nu pot fi închiriate decât de către persoane adulte. Atenție, nici măcar de către copii, de către persoane adulte. Mai departe, dacă și părinții ar conștientiza riscul la care se expun minorii în mod special, vorbim și de cei sub 18 ani, la ce riscuri se expun, atunci ar trebui să avem un sprijin și din partea părinților în acest sens. Dar ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, este clar că noi derulăm și avem în vedere respectarea tuturor regulilor, implicit depistarea conducătorilor de trotinete electrice sub vârsta de 14 ani și care nu au voie să conducă aceste vehicule pe drumurile publice. În acest sezon estival, acțiunile polițiștilor rutieri s-au concentrat îndeoseb pe trotinetele electrice pentru neregulile constatate. Au fost aplicate cel puțin 10 sancțiuni contravenționale.